Situația epidemiologică privind pandemia de COVID-19 rămâne critică în municipiul Chișinău, potrivit autorităților municipale, care în cadrul ședinței de astăzi a serviciilor primăriei au făcut referire la ultimele informații actualizate. În spitalele din capitală au mai rămas aproximativ doar 20 de paturi libere pentru bolnavii de coronavirus. La moment sunt disponibile aproape 1500 de paturi și la moment sunt internați în spitalele municipale 1488 de pacienți confirmați, dintre care 72 de pacienți sunt în stare foarte gravă, 494 pacienți în stare gravă și 875 în stare medie. Totodată, la moment, în spitalele municipale se află 53 de pacienți din raioanele Republicii. Îngrijorător rămâne însă și faptul că continuă să se ateste o creștere alarmantă a cazurilor în rândurile adolescenților, mai declară Tatiana Buciarski. Săptămâna precedentă a fost înregistrat o creștere constantă a numărilor de îmbolnăviri cu infecția coronavirus. Incidența este în continuare înaltă, se mențin cazurile grave și foarte grave cu această boală. Și remarcăm majorarea esențială a cazurilor de infectări în cazul copiilor, dar în cazul copiilor de la 13 la 17 ani. Până în prezent, doar în municipiul Chișinău au fost înregistrate peste 81.000 de cazuri de COVID, dintre care s-au recuperat 67.480 de persoane.